A fost odată o rață care s-a așezat pe patru ouă ca să le clocească. Venindu-le vremea, ouăle crăpară, unul după altul. Din trei dintre ele se iviră trei boboci galben și pufoși. Dintr-al patrulea ou însă e și un boboc mare, cam urățel și cu un puf cenușiu, pe care rățoiul nu-l plecu de la bun început. Nu vreau să-l mai văd pe urâtul ăsta în familia mea, spuse el. Zicând asta, se repezi cu ciocul la el și-l goni din cuibar. Din nefericire pentru bietul Boboc, nici celelalte viețuitoare din gospodărie nu-i arătară mai multă bunătate și nu scăpau niciun prilej să râdă pe seama urâțeniei lui. Așa că Bobocelul cel urât o lua lipa-lipa către iazul din apropiere se simțea nespus de singur și își petrecea noaptea dormind în iarba înaltă de la marginea iazului. Niște boboci răi și obraznici dă dură peste el, se tăvăliră de râs la vederea lui și ziseră Bobocurât să pleci de îndată de pe iazul nostru. Rățoiul cel urât o luă din nou din loc, necăjit că toți îl alungau. Așa ajunse la o casă unde locuiau o găină și o pisică, Ia zi, poți să faci ouă? Îl luă la rost găina. Dar șoareci știi să prinzi? Să luă de el și pisica. Și cum de fiecare dată bobocul răspunse nu, găina și pisica îl goniră și ele. Bobocul cel urât se simțea tare nefericit și căuta să se ferească din calea celorlalte animale, ascunzându-se în pădure. Odată cu venirea iernii și înghețului, rățoiul se aciuă în trunchiul găunos al unui copac. Spre norocul lui îl găsi un copil de țăran care îl lua și îl duse acasă. Vreme de câteva săptămâni, rățoiul cel urât se simți în siguranță. Curând însă, feciorul de țăran îi cășună pe el, prinzând a-l alerga prin gospodărie și al chinui mai tot timpul. Așa că, de îndată ce îi se ivi prilejul, rățoiul fugi și de aici. Între timp sosi primăvara, iar el își găsea de post pe malul unui lac. Și într-o bună zi, când apele lacului se arătau liniștite și limpezi, Bobocul apucă să-și vadă noua înfățișare. Numică i-a fost mirarea să vadă că făcuse un gât lung, mlădios și acoperit cu pene albe, căpătând și două aripi uriașe la fel de albe, iar când bătu din aripi, prinse de îndată să zboare. Apoi se lăsă lin pe apă și nu se mai sătura să se admire în oglinda lacului. Din văzduh coborâră lângă el trei păsări mari și frumoase cum nu mai văzuse vreodată, care îi grăiră, măi, 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 dar ce lebădă frumoasă ești, hai vino și tu cu noi. Astfel pricepu că nu mai era un boboc urât și în niciun caz nu mai era un boboc de rață. Sunt o lebădă, mă rog, un lebădoi, strigă el cu mare bucurie în glas. Iar din ziua aceea nici că se mai simți urât, singur sau nedorit de nimeni.